Să fie bine și pentru tine și pentru... Mediatorul are sarcina de a explica reclamantului în ce constă medierea unui conflict, precum și dacă acest tip de soluționare a disputelor se aplică în situația sa. Cel puțin partea care declanșează procesul se prezintă la mediator să afle de la acesta ce reprezintă medierea și care sunt avantajele medierii. Orice cerere de trimitere în judecată trebuie să aibă atașat și certificatul care atestă că reclamantul a trecut pe la mediator. În acest fel, spun mediatorii, instanțele se vor degreva de multe procese. Medierea are însă avantaje și pentru reclamant, timpul de rezolvare a unui conflict fiind considerabil mai mic decât în cazul unui proces. Există medieri care se pot finaliza într-o singură sesiune, adică într-o oră și jumătate, două, se poate încheia acordul de mediere care conține înțelegerea părților. Există și conflicte sau litigii care se pot soluționa în două sesiuni, trei sesiuni, patru. Cert este că în cel mult o lună, dacă e vorba de un conflict mai vechi și știu și eu de o înverșunare a celor care fac parte din conflict, dar în cel mult o lună, cu siguranță se poate soluționa orice conflict. În plus, spun mediatorii, cheltuielile sunt mai mici decât în cazul unui proces.